Categoriile de călători care beneficiază de gratuități și reduceri la tarifele de călătorie practicate de CTP Arad în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local numărul 704 din 2-12-2019 sunt veteranii de război, invalizi și văduve de război, li se eliberează legitimații sau card în baza documentelor care atestă calitatea de beneficiar al legii 44 din 1994, eroi martiri ai Revoluției din 1989, li se eliberează legitimații sau carduri în baza documentelor care atestă calitatea de beneficiar al legii 341 din 2004. Persoane cu handicap grav și accentuat, însoțitori și asistenți personale ai acestora, li se eliberează legitimații sau card în baza legitimațiilor de transport eliberate de DGASPC Arad. Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începerea de la 6 martie 1945, li se eliberează legitimații sau card în baza deciziei Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Arad. Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani, li se eliberează legitimații, card în baza buletinului sau a cărții de identitate. Pensionarii cu un venit lunar mai mic de 1400 de lei, li se eliberează legitimații sau card în baza buletinului sau a cărții de identitate și cupon de pensie. Copiii preșcolari, elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat care frecventează unitățile de învățământ pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, li se eliberează legitimații sau card în baza carnetului de elev completat și vizat pentru anul școlar în curs. Donatorii de sânge cu domiciliu sau reședința pe raza teritorială a ADTPA, li se eliberează legitimații sau card în baza deverințelor de donator. Pensionarii cu venituri de peste 1400 de lei beneficiază de 50% din contravaloarea abonamentului. Li se eliberează legitimații sau card în baza buletinului sau a cărții de identitate și cupon de pensie. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani matriculați la formă de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate vor achita valoarea abonamentului unic, urmând să-și recupereze 90% din abonament de la instituțiile de învățământ potrivit prevederilor legii 199 din 2023 pe tot parcursul anului calendaristic, iar studenții cu unul sau ambii părinți decedați studenților proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă substitutivă sau la asistent maternal, își recuperează 100% din contravaloarea abonamentului de la instituțiile de învățământ conform legii 199 din 2023. Toate categoriile de populație pentru trenulețul turistic de agrement cu ocazia zilei de 1 iunie și de zilele Aradului, conform hotărârii AGA-ADTP Arad și hotărârii CLM Arad în vigoare. Străinii sau apatrizii aflați în situații deosebite provenind din zona conflictului armat din Ucraina, li se eliberează legitimații sau card în baza documentelor care atestă statutul de refugiat. Toate categoriile de populație pentru mijloacele de transport public în comun urban în zilele de vineri ale anului calendaristic Vinerea Verde, conform hotărârii AGA-ADTP Arad. Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șoseaua Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759 837 135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Vă salut, dragi iubitori ai sportului! Sunt Ioan Hamza și vă invit în această după-amiază la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. În primul rând, vreau să urez sărbători fericite tuturor celor care au sărbătorit ieri Sfintele Sărbători de Paște și astăzi a doua zi de Paște. Mă refer la cei de religie catolică. Vom discuta astăzi despre arbitrajul feminin arădean. Pentru acest lucru am invitat în studioul la Strada TV pe Adel Cotroțo. Bună seara, Adel, și bine ai venit! Mulțumesc că ai răspuns afirmativ la invitație. Și Nicolet Sandu, colega ei, bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Așa, ambele tinere asistente pe tușele terenului de fotbal din județ, cu prestări exemplare la meciurile la care sunt delegate. Spun asistente pe tușe, pentru că dacă spun numai asistente, mai credeți că sunt asistente medicale sau altceva. Sunt arbitru de tușă, deocamdată, probabil că vor învăța și vor practica și arbitrajul de la centru.
Avem, au venit cu brațele pline de cadouri și uitați aici un premiu pe care Titi al meu este foarte gelos, că e mai mare decât el, adus de Nicolae Codruțo. Și ăsta, albastru, ăsta e... culorile sunt Paulului sau... Nu, m-am uitat puțin la mine și am văzut astăzi că sunt sorteze. În albastru, da, și echipamentul nostru de prezentare tot albastru e, așa că am zis să-l iau frumos. Albastru. Iar pentru cei care încă mai sărbătoresc și astăzi Sfintele Paști, Adel Cotroțo a dus, uitați acolo, un pachet frumos, dacă poate Cristi să apropie cumva, un pachet plin de bunătăți. Eu nu văd numai partea aia către mine cu ceva în sticlă, dar pe partea altă nu văd. Bun. Să știți că în spatele camerei de luat vederi este și tatăl lui Adel, Iosef Cotroțo, om de fotbal. El a reprezentat foarte mult fotbalul județean. Nu? Adel? Așa, Ioji? Dar n-are voie să vorbească, a venit să păzească pe Adel aici, să nu fure nimeni. Acum a trecut pe lângă noi, aici în vitrină, l-am văzut pe Roșca, iar fotbalist la Iratoș, dacă la Iratoș, da. Da. Bun. Deci Dorobanțu e prezent aici, Sfânt Paul este prezent aici, da. Tineretul de arbitraj este aici prezent. Vreau să... îmi cer scuze sau nu, să mă explic celorlalte reprezentante ale arbitrajului feminin. Au mai fost multe la noi în emisiune, e vorba și de Alina Miu, că a fost și de cele două surori Șușcă și așa mai departe. Astăzi am avut intenția să vă prezint două fete care au ieșit cam de câți ani ați de pe de un an? Eu de 5. Eu de 3. De 3 ani în arbitraj. 5 ani în arbitraj, am crezut că sunteți mai proaspete în arbitraj, nu? No, ok. Le vine rândul la toată lumea. Am pregătit pentru aceste premii și 3 întrebări concurs, am pregătit de fapt 4 întrebări concurs, dacă cumva unul nu se dă, nu știți, facem o întrebare de baraj sau poate mai mă scap eu de o sticlă de vin. Al treilea premiu este sticla de vin de la Podrumului Gurban, de la Crama Podrumului Gurban. Ca de obicei, alegeți care vreți dumneavoastră, alb, roșu sau roze. Bun. Înainte de a începe discuțiile, ca de obicei, vă prezint și colaboratorii emisiunii noastre. În primul rând, Titi este cel mai vechi colaborator al nostru, este prezent aici aproape de la înființare, l-am primit de la prietenul meu Băbiță. După aceea, Jackson SRL, Mirada SRL, Harry Car, cu sediul în cartierul Gai, strada Dunării, de unde puteți să vă procurați piese pentru autoturismele dumneavoastră, puteți închiria mașini pe orice perioadă și puteți accesa proiectul Rabla. FCC Basket UAV Arad, echipă feminină de suflet a arădenilor din campionatul României, echipă ce a obținut recent o mare victorie în semifinale campionatului acestui an la Sfântul Gheorghe, urmând să joace cea de-a doua partidă joi la Arad. Și pe această cale vă invităm cu mic, cu mare să fim acolo după amiaza la acest meci, pentru că fetele au nevoie, dacă vor bate și în acest meci, s-au calificat în final. Dacă nu, mai au o șansă, un alt meci tot la Sfântul Gheorghe. Kia Look Motors, cu sediul pe strada 6 Vânători, chiar lângă pasajul de cale ferată, Kia Look Motors oferă cele mai noi produse Kia, garanție 7 ani, avantaje pentru cei care optează să-și procure autoturisme de aici. Domnul Iorgi, să auziți despre acest Kia, că și așa v-ați distrus puțin mașina în accidentul care l-ați avut recent și puteți să... Bun, MRM Arad, club de motociclist, club la care vă puteți înscrie pentru cursuri de viteză, enduro sau drag. Telefonul la care puteți apela este 0771233263. Clinica medical-veterinară Dr. Raul Tătar, situată pe strada Făt Frumos, numărul 5. Mesajul colectivului acestei clinici este: ne pasă de fiecare animal. Prietenul tău este în siguranță în mâinile noastre. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 534 944. V-am pomenit de Podrumul lui Gurban, de pe dealul Eșiriei, bazat pe o tradiție de 3 generații. Podrumul lui Gurban produce vinuri bogate și intense în gust și culoare.
DZ Basic Technology SRL, profilul firmei este bazat pe prelucrări mecanice, pe mașini cu comandă numerică CNC și crearea de dispozitive, automatizări, mese de montaj și linii de producție. SCK Dat Beat SRL din Arad vă oferă case de marcat, cântare electronice, cititoare, coduri bare, marcatoare de preț, accesorii, service. SCK Dat Beat SRL se află pe strada Ioan Alexandru numărul 29, iar Basic Technology se află pe Câmpul Liniștii la numărul 5. Și mai nou avem și grupul Cei 3, grupul de muzică rock, cu care am avut o emisiune în săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Grupul Cei 3 prelucrează, adică pune pe muzică scandările celor din Suporteri Club UTA, din Peluză și probabil a unul, acum numai că deci nu știu dacă nu o să fie suspendat, dacă nu se revine la pedeapsa pe care o are UTA, veți putea auzi aceste cântece în format instrumental pe stadionul UTA. Bun, cam obosit, acum să trecem la, să le obosesc și pe fete puțin și vreau să le întreb de ce ați ales acest sport care este cam impropriu pentru fete. Acum fotbalul deja a început să prindă rădăcini, dar arbitrajul mai puțin răzbateți în prima ligă. De ce ați ales să fiți arbitre? Hai, te rog cu tine. Deci încep eu. Da. Deci am fost înconjurat de fotbal de 4 ani, cum tata era antrenor și fratele meu tot a jucat fotbal. Dar arbitrajul a început în 2019, când am fost la un meci, când a jucat Mândrulocul de Robanț și a fost acolo domnul Toderici Mircea, un observator extraordinar și cu ajutorul lui am început arbitrajul, în sensul că după meci m-a așteptat și mi-a zis că te-am înscris în curs de arbitraj. Și atât. Și așa a început. Poți să-l spui și numele sau ai spus și n-am fost atent? Da, domnul Toderici Mircea. Mircea Toderici, așa, bun. Deci, și el te-a convins. Da, și prima dată nu știam despre nici ce e nici nu-i greu, vorba. Când ai văzut așa, vine că te dă frica ea. Păi prima dată am crezut că face mișto, că tot așa am glumit cu el, că n-o cunosc de mult. Și mi-a zis că nu, că am vorbit cu domnul Tulea și ești înscrisă deja și du-te joi la ora 3, deja știu detaliu tot. Și la finalul, adică în pauză mi-a zis asta și la final mi-a zis că na, atunci joi, te așteptăm, nu știu ce. Aveam 13 ani, nici 14 nu aveam. Deci era, nu știu, septembrie, august, nu știu exact. Și la sfârșitul noiembrie am gătat cursul. Atunci aveam deja 14 ani, dar am început la 13 ani. Să ne oprim aici, să-i dăm voie da. Și colegii tale să zi, dragă. Da, și la mine cam a fost la fel, cum tata cu fotbalul și fratele meu la fel. Și de mică eu am vrut să fiu fotbalistă, am vrut să joc fotbal, dar nu știu, ceva nu m-a lăsat și a venit mami cu ideea să mă înscriu la un curs de arbitraj. Și, mami? Da, mami. Mami vreau a venit să te întrerup, ideea. Să spun telespectatorilor că tatăl tău este o figură carismatică în fotbalul județean. Pe teren este prinde nervi, dar da. După aceea este cel mai bun bucătar, cel mai exact. Bun prieten și așa mai departe. Exact. Da. Și mami a venit cu ideea și cumva mi s-au deschis așa ochii și un interes mult mai mare la fotbal și am zis că da, vreau să învăț și legile jocului și... Deci la ciorbele și la ceaunul lui tati nu te... Nu, ba da, și la alea. Așa, știi? Și la alea. Bun. Ce au zis colegii voștri, colegele voastre? A zis, mă, ați nebunit? N-au zis? Nu v-au criticat? Colegi de la școală? Da. Păi da, unde? Nu. Pe mine personal nu m-a criticat nimeni. Atât că m-au întrebat dacă suport vorbele urâte de la spate... Sau na, protestele, față. Da, protestele verbale și m-au vorbit felicitat. Și despre acest lucru. La tine, la școală? La mine mai mult băieți mi-au zis să am grijă, cum am tupeu și tot felul de chestii, dar am zis că nu, trebuie să fii cum ar veni puternică să arbitrezi, mai aici la noi, la județ, până nu promovezi, trebuie să reziști să arbitrezi aici, într-adevăr. Dar n-am avut așa niciun fel de probleme cu colegii sau cu prietene, deci nimic. Și vă place ceea ce ați ales? Da, extrem da. De mult. Da. Nu te supără că ai scăpat astăzi un meci pentru emisiune? Nu. Nu? Nu m-ai jurat nici în gând? Nu. Nu. Bun, vreau să vă spun că atât Adel cât și Nicolet
în ultimele două meciuri unde am fost observator, au arbitrat extraordinar de bine, nu bine, extraordinar de bine, fără să exagere. Știu că domnul Tiulea spune că nu dați notă maximă, pentru, dar a fost un meci în care, bine, nota maximă până la foarte bine, la bine, așa să... Bun, a fost un meci în care, cu toate că au fost, mai ales cei de la Pateu, au fost destul de guralivi acolo, nu s-a întâmplat absolut nimic la țipari unde a fost. Da, da, da. A fost și chiar felicit pentru sportivitate pe cele două echipe și cele două cluburi. Acum nu știu dacă de rușine că au fost fete la un arbitraj sau v-ați cizelat voi acolo ca și spectatori. Bun, avem și două, trei mesaje. Solomie Voichița, bună seara la Stadia TV. Dar-s curios, doamna Solomie, cum de nimeriți chiar tot prima dată să fiți prima aici la mine? În sfârșit, vă mulțumim pentru intervenție. Adrian, bună seara, dragă Nelu, și bună seara colegilor Adel Cotroțoș și Nicolet Sandu. Adrian e proaspăt arbitru și el, da, nu? Da, da, bună seara. Da. O știi? Nu, nu, așa după nume nu. Te știe, lasă, nu te supăra, Adrian. Bună seara. Este el și la basket, mare fan de basket și prezentator acolo, nu? Iazbinski, altceva. Și Clovan Mira, o știi? Da, o știu. Felicitări, te pup, Nicolet Sandu, mândri de tine. Și eu te pup, Mira. Bun. Revine din nou Adrian, ce cu Adel, am debutat anul trecut în brigadă, eu sper că va ajunge departe ca arbitru de fotbal. Îți doresc succes și ție și lui Nicolet Sandu. Mulțumim. Bun. Așa, acum vă rog să ne spuneți cât a durat școala pe care, cursurile pe care le-ați făcut. De la început, unde ați... Cu cine ați făcut? A spus că cu domnul Tiulea, da? Da. Da. Cât a durat, în ce a constat pregătirea și așa mai departe, până ați primit dreptul să ridicați fanionul? Păi, dacă mai țin minte, bine, 3 luni și ceva a durat, că am început, cred că în septembrie și la finalul noiembrie am primit carnetul că s-a arbitru. Unde ați ținut cursurile? Online? Online, la AJF Arad, la sediu. La AJF, la sediu. Da. Da. Și... nu știu dacă din păcate sau nu, dar eu zic că din păcate noi n-am avut practică, de generația mea n-am avut practică cum fac acum ăștia mai tineri, că în timp ce faci cursul să ai și practică, gen să te duci la jocuri, la juniori. Fără să fii notat? Sau cum? Da, ce înseamnă practică? Practică, adică în timp ce faci curs, te duci și la jocuri și arbitrezi și vezi, încă nu ești arbitru, dar gen vezi cum e să arbitrezi și să fii arbitru într-un fel. Și noi încă n-am avut așa ceva. Noi am făcut numai, adică noi nu m-am învățat. De două ori pe săptămână ne-am dus și am învățat legile jocului, ROAF. Și bine, nu zic că nu a fost foarte, adică și așa a fost foarte bine. Numai mi se pare că acum e mai ok să ai și practică și nu, gen, nu te duci direct să arbitrezi. Faci practică, vezi. Deci nu iei carnetul fără niciun meci arbitrat și duci direct în gura lupului, nu? Bun. Tu? La noi 6 săptămâni a ținut. Ne-am dus de 2 ori pe săptămână, marți și joi, de la 5, dacă țin minte bine. Și cum a spus Adel și eu am avut practică. Înainte să primesc cardul de arbitraj, am avut un meci la junior mici, la under 15. Junior C. Și a fost bine? Primul meci, vă spun sincer că a fost dezastru, nu știam ce să fac, unde să... Am avut noroc cu Vesa, cu Vesa Pavel am avut primul meci și el a știut ce să facă dacă eu nu știu ce să fac și m-a ajutat mult Vesa la primul chiar meci. Chiar voiam să vă întreb observatorii care sunt la meciuri acum sau la început care a fost... V-au ajutat sau doar v-au criticat? Pentru că eu cred că mai multe greșeli ați făcut la început decât ați arbitrat bine. Aveți amintiri din acest punct de vedere? Eu am. Puteți interveni fiecare când vrea, nu pe rând. Zine, eu am avut și negative, dar și pozitive. Pozitive că arăt bine cu steagul. Adică asta a fost la început. Da. Și nu mai umbli pe stradă fără steag. De rog. Am glumit. Cam
nu știu, cam un pic simțul arbitrajului, mi-au spus, dar și greșelile mi le-au spus, dar nu din răutate. Ca să le corectez pe viitor și ca să fiu atentă, nu cred că din răutate au spus. Din punctul tău de vedere, care au fost greșelile cele mai frecvente la început pe care ai făcut? Cred că offside-urile. Da, și deci plasamentul pe care l-ai avut? Da, plasamentul, da. Trebuie, multă lume crede că ca și asistent ai o viață mai ușoară decât la cei arbitru central. Nu, că trebuie să ai și ochi buni, să fii pe aceeași linie, să ai spiritul de anticipație și așa mai departe. Nu? Deci la offside-uri. Da, la offside-uri, plasamentul mai mult. Mai ridicat că pe unii, unul a fost. Unii au spus să stau mai în spate, unii pe linie direct, unii să... Mai în spate n-ai cum să stai, că nu vezi. Mi-au spus și asta, să stau cu un pas mai în spate, să văd și pe partea cealaltă cum stau. Mai în spate, în spatele jucătorilor sau mai spre portar? În fața portar. Ah, deci în fața atacanților. Da. Așa, da, mai merge. Atunci trebuie să ai un unghi de vedere foarte bine dezvoltat. Da. Deci la offside-uri, nu? Da. Și eu la fel. Știu că la început am greșit foarte mult și știu că am avut parcă la Paulis și la Sâmbătei, nu mai știu exact cu cine am jucat, dar știu că am fost chiar la început și am avut meci cu domnul Leo, cu domnul Buda și știu că am greșit aproape tot meci, aproape că am greșit. Cu domnul Leo ca și observator? Ca și observator, da. Și știu că am greșit foarte mult, aproape tot meciul și la final am fost foarte dezamăgit, adică eu și acum, dar bine, acum am meciul tot mai ok, sincer, nu mai greșesc așa și tot acum mai le invit eu să mai să te vadă. Sunt tot mai mulțumită cu mine, sincer. Și, dar la început, după fiecare meci, cum am greșit, și dacă a fost o greșeală mică, tot am fost dezamăgită și supărată și nervoasă și n-am avut chef de nimic după. Și știu că după meci, dar chiar mi-a zis Leo, domnul Leo, că chiar dacă ai greșit mult, lasă că așa înveți, că te încurajezi și chiar m-a ajutat mult atunci. Ce mi-a zis Leo, sacoșa încăpătoare pentru jurături. Da. M-am obișnuit, deci. Și atunci centralul a fost domnul Tal, Daniel, și el mi-a ajutat foarte mult, având în vedere că el e mai tânăr și atunci, tânăr bine, nu în arbitraj, așa cu vârsta. Și el m-a ajutat foarte mult, că ne lasă, că așa înveți și chiar m-a ajutat foarte mult. Chiar dacă am avut un meci prost, dar am fost încurajată și după. Ați fost vreodată suspendate datorită prestării voastre? Sau nu știți, nu vi se transmite acest lucru? Nu. Bun, hai să mai citim niște mesaje, după aia dăm primul premiu, trimitem, bine? Așa, unde am rămas, la Șiclovan, parcă, da? Adrian, cu Adela am debutat anul trecut, am citit ăsta, da? Da. Bun. Eu zic Otroțo, îl cheamă ca pe taică tău, fratele tău? Da, e frate meu. Eu zic Otroțo, bună seara, felicitări, Adel Cotroțo, sora mea. Bischeva de ocrat, adică e mândru de tine. Ei, nici noi un bischeva de ocrat. Ia uite, deja am învățat cu maghiară. Bun, Ioji, puteai și tu să trimiți niște ouă roșii, mă, aici. Din Germania, sau, da. Sau să, în Germania? Da. Sau să vii cu aia, lociorlo, cum se spune, lociorlo la voi, nu? Da, cu parfum. Da, cu parfum. Bun, întreabă Adrian, care este modelul lor, a vostru, de arbitru? Adică cui ar vrea să-i calce pe urme? Pot să precizeze și la masculin și la feminin. Deci, v-ați gândit? Da. Aveți un model tușier? Deci, modelul meu de urmat e Alina Mihoc. Alina Mihoc? Deci, mă înțeleg și foarte bine cu ea și acum e observator de Liga 2. Deci, chiar i-a ajuns foarte, foarte sus cu arbitrajul și acum mă ajută foarte mult, adică fac antrenamente cu ea. Și la UTA, la stadion, acolo se implică, răspunde de arbitri. Și acum fac antrenamente cu ea, mă ajută, mă susține chiar foarte mult și mi se pare așa un lucru foarte extraordinar să fim numai colege și având în vedere că e vârsta foarte mare dintre noi, mă ajută și chiar vorbește. Diferența de vârstă. Mă susține și chiar mă ajută foarte mult. Zici că vorbesc cu ea, cu Nichi, care are 17 ani, deci chiar mă înțeleg foarte bine cu Alina. Și urlă când e nervoasă. Da. Deci, modelul meu de urmat e Alina. Alina. Eu m-am apropiat foarte mult de Andreea, de Șușca, și de Nicola fel. Eu nu le deosebesc niciodată. Eu vorbesc cu ele așa și am mai ieșit împreună, așa, în oraș, să spun, ca prietenele. Și
la Andreea, cu Andreea am vorbit mult despre, și despre alergat și despre teste și i-am cerut părerea și m-a ajutat și ea foarte mult. Și eu la ele și cu Alina am vorbit, dar cu Alina nu am vorbit așa mult, să spun. N-ai avut ocazia. Nu, n-am avut ocazia. Așa, mai dar mult cu tati mai vorbești despre arbitraj? Nu prea pot. Nu prea. Că el are viziunea lui de jucător. Nu, da. Nu prea se... N-ai cum. Nu prea. N-ai cum. Dar parcă ai avut un frate. Ai un frate da, arbitru da, care da, a fost arbitru. A fost, da. Ma. Bun. Vine Leo și vă îmbărbătează. Cu multă muncă și încredere puteți să o depășiți pe Alina Mihoc. Și eu sunt de acord, Leo, cu treaba asta. Acum să nu se supere Alina, să le ce mă jură când mă întâlnesc. Vă salută Ramon Păcurar. Tot un arbitru. Bună da. Seara, Ramon. Seara. Aș vrea pe cei care ne trimit mesaje să ne și ajute cu întrebări, că voi sunteți mai ales arbitrii care ne trimit mesaje, să ne trimiteți întâmplări sau sfaturi pentru cele două, dar ce ele abia așteaptă acest lucru. Hai să dăm primul premiu, este acesta primul premiu. Cum îl cheamă? Brumi. Brumi? Da. Brumi, de-aia e pus să-i cercelul, nu e la jos, mă, ca să poată să-l schimbe dacă ne place. Deci Brumi, aici Titi scapă de concurență. Prima întrebare, concurs, ia să vedem, să o alegem de aici. Da, e un răspuns din arbitraj, din legile jocului, scuzați-mă, și are două, A și B răspunsuri. Vă ajut și cu asta. Când mingea se află în afară din joc? A, atunci, B, atunci. Când mingea se află în afară din joc? Așteptăm răspunsul, până așteptăm răspunsul, să vă gândiți până atunci meciurile cele mai grele. Primul meci a fost cel mai greu. Acum, abia așteptați să fiți programate. Dacă aveți, eu de exemplu, mă gândesc când sunt undeva la un stadion care știu că echipa sunt gazde și spectatorii gazde sunt recalcitranți, nu prea îmi place așa, nu zic nimic, dar n-am ce să zic. Dacă aveți și voi temeri din astea, că nu se... Nimeni nu se repede cu întrebările. Deci când mingea este considerată în afară din joc? Hai să vorbim până atunci. Deci, aveți destinații pe care nu prea le înghițiți între ghilimele și să nu... Sau... Avem, eu zic că avem. Da, avem. Da? Da. Credeți că e necesar să dăm nume acum, să nu vă aștepte să... Nu prea. Nu. Eu nu prea aș vrea să dau nume. Multe aveți destinații? Nu, nu. Neapărat, nu. Nu. Datorită chiar... spectatorilor sau datorită jucătorilor? Și. Da. Sunt și jucători obraznici care au glume din astea nepotrivite da, cu da, voi? Da. Puteți să ne dați exemplu? Na. Acum un exemplu clar, ați exact. Ați uitat cratița acasă, la bucătărie, nu din astea. Și din astea mie mi-au spus să mă întorc înapoi la unghii, la machiaje, da? La chestii de genul. Dar, na, acum sunt echipe sau locuri unde nu prea m-aș duc, nu mă duc cu drag, dar mă duc... Da, haideți să facem acum reclamă. Unde vă place? Sunteți așa, parcă mergem în rai acolo și ne știm că n-avem probleme. De exemplu, la Sâmbăteni. Da. Păuliș 2 joacă acolo. Cum? Păuliș 2 joacă la Sâmbăteni, da. Eu mă duc... Ca datorită spectatorilor sau datorită jucătorilor? Și. Adică mi se pare că și jucătorii sunt foarte ok, și spectatorii, și, nu știu, delegatul, să zic, antrenorii sunt foarte adică e foarte... Observatorul. Da, normal. Nicolet? Eu la Pecica. La Pecica. Da, cunosc pe toată lumea aproape. Și ei pe tine. Da, și ei pe mine, da. Dintre jucători? Și dintre jucători și delegații. Da. E o chestie și cu delegații și cu jucători. De multe ori, delegații, acum, dacă tot îi Leontin pe fir, delegații își uită că ei sunt principalul răspunzător de disciplina de pe banca de... Uite, și atunci sunt antrenori care, gura mare, dar nu am văzut pe niciunul, stai jos, domnule, că ne face... Na, asta mie este. Mi se pare că ca și antrenor tu ar trebui să fii un exemplu pentru jucători, pentru echipa da, ta. Clar, și atunci mi se pare
foarte urât când un antrenor înjură pe, nu știu, un arbitru, pe observator sau pe antrenor sau pe cineva. Adică tu ar trebui să fii un exemplu pentru jucători. Da, și eu am avut un exemplu așa la copii mici, la junior de, când antrenorul se comporta foarte urât cu noi și copiii au început să ia de la antrenor vorbe de genul și chiar și copiii mici de 10 ani, câți ani au ei, ne-au înjurat, da, și au vorbit urât cu noi. Nicolet, sunt mulți, mulți în tribună și sunt și în teren mulți care nu cunosc mai bine legile jocului decât voi, chiar dacă sunteți încă la începutul carierei. Da. Deci legile jocului atâta s-au schimbat de pe vremea când eram eu jucător, că poate dacă nu lucram în domeniu și eu vă înjuram dacă eram spectator. Și asta le spun și, dacă ați văzut când fac analiza jocurilor la început, le spun, domnilor, nu știe nimeni mai bine dintre noi și dintre dumneavoastră și dintre jucători legile jocului decât cei. Dacă mai greșesc câteodată, este normal. Normal, da. Da. Adrian, să știi că nu mai ai voie la doilea răspuns. Eu am spus că răspunsurile sunt două, A și B. Mi-ai trimis numai unul. Cred că mingea este considerată afară din joc când depășește conturul terenului cu întreaga circumferință. Bun, dar mai este un răspuns. Conturul terenului, afară din terenul de joc, da. Așa. Șiclovan, Mira, la Șofronea sunteți binevenite. Ramon Păcurar, când depășești cu toată circumferința conturul terenului? Incomplet, nici tu nu mai ai voie să răspunzi. Buda Leontin, lui Nicolet la Sânt Paul nu-i place, dar nu spune, da? Că-i taică sau acolo. Ori o bate pe teren, ori o bate acasă. N-am vrut să spun și eu asta. Adrian, care dintre restul colegilor arbitri vi se par de perspectivă? Acum, faceți-vă ori dușmani, ori prieteni. Păi, de exemplu, Adrian Bunaciu. Puțin mai tare. Adrian Bunaciu, de exemplu. De perspectivă, de da? De perspective, da. Mie mi se pare că arbitrează foarte ok. Și prietenul meu, Bernat Valentin. Tu? Și mai am, dintre fete... Prietenul tău sau iubitul? Mai mult meu. Vezi că după aia o să... Bito, ca să mai făcut prieten. Și am avut, nu știu, nu de mult, am avut un meci cu Andreea Moldovan și... Ea e foarte tânără, 14 ani, dar mi se pare că arbitrează foarte bine. Îi vine rândul aici la studio. Da, deci arbitrează foarte bine și chiar mi-a plăcut de ea. Acum, nici eu nu sunt o arbitră așa cu foarte, foarte mare experiență și n-am ajuns încă acolo unde vreau, dar chiar am văzut că arbitrează foarte bine și am zis că dacă chiar ține așa de arbitraj, o să fie foarte ok. Bine, doamna observator, o să-i transmiteam. Tu? Mie îmi place foarte mult de Vesa. Vesa? Da. E așa un om, nu știu, așa foarte sigur pe el. Florin și așa. Vesa? Da. E foarte sigur cu pe experiență. El. Cu experiență. Da, și are și personalitate. Da, și da, da, da. Îmi place foarte mult. Nu știu, mă simt așa în siguranță cu el și cu Răzvan Măstăcan. Am fost cu Răzvan de câteva ori, n-am fost de multe ori cu el, dar mi-a dat așa... Nu știu, un sentiment foarte așa că mă simt în siguranță și pot să arbitrez liniștită că am spate cumva. De observator nu vă întreb că e mare subiectiv. Adrian Bunaciu, te salut, Adelina. Adea, dar și eu te salut. Așa, Marius Cristian Sfârâilă îmi răspunde când a depășit cu toată circumferința conturul terenului de joc, a fost oprit și jocul a fost oprit de arbitru. Da, asta, odată când depășește suprafața de joc și odată când jocul este oprit de arbitru. Ai câștigat și până acum tot sticle de vin ai câștigat, Marius, acum ai câștigat și pe... Cum ai zis? Că-l cheam? Brumi. Brumi. Ca pe cățelul meu, da, meu e Brumi. Bun, Marius, te aștept, știi unde mă găsești. Așa. Bun, înaintea lui să vedem. Așa, am întrebat cu perspectivă. Eu v-aș întreba... Nu, de observator, nu întrebăm. V-ați întrebat ce probleme ați avut voi, dacă ați avut vreo întâmplare din asta în care
ați fost în pericol. Noroc că nu mai este semănat iorjii cu cucuruz în jurul terenului, că atunci putea fugi cu cucuruz. Mai de mult nu era teren de fotbal fără să fie cu porumbul jurului, ca să poată arbitrii să fugă, să se ascundă. Ați avut incidente din acestea majore? Major înseamnă și dacă ai tremurat de frică. Da, eu am avut, din păcate, am avut la shading cu Secu Sigiu și la pauză sau nu știu, la pauză sau la final, nu mai știu exact, antrenorul de la Secu Sigiu... Rivalitate regională acolo, apropiat. Da, știu. Antrenorul de la Secu Sigiu a vrut să mă lovească cu mingea, gen, fără niciun motiv, și nu că a vrut, și m-a lovit cu mingea. Și... cu piciorul a dat în ea sau cu mâna? Da, da, cu piciorul, da. Și, și nu, nu prea am înțeles, nu prea am înțeles, pentru că nu avea treabă cu mine. Deci chiar a fost un meci greu, într-adevăr, dar nici nu m-a înjurat, nici nu a urlat, nimic nu mi-a zis. Numai la final sau la pauză m-a lovit cu mingea și atunci, într-adevăr, puțin m-am speriat, chiar dacă era numai cu mingea, pentru că nu prea am înțeles, nu prea aveam motiv și nu am greșit cu nimic să mă lovească așa dintr-o dată. Dar am avut noroc cu Cășu, cu Cășuț Cristian și cu Harry. Cu Harry? Da. Am vrut să zic atunci când ai spus de Vesa și Harry. Mie îmi place și Harry, cum Hărduț și mai mulți îmi plac. N-am voie acum să da, spun. Da, da, sunt foarte mulți, da. Da, și nouă ne plac acum să am vrut să zic. Și brigada de excepțional a fost la Șiria. I-am vrut să zic din tineri perspectivă. Da. Că atunci puteam să zic și eu pe altcineva sau pe alții. Tu ai avut din astea? Da. Zi, am avut... Des drumul. Am avut un incident la Dorobanți. Unde la finalul meciului... La Dorobanți? Da. La vecini? Da. Eu zic, cine a fost acolo? La final de meci, spectatorii au intrat, aproape au intrat pe teren după noi, au dat cu picioarele în cohuț. Da. În ce? În cohuț. În central. Ah, în central. Au dat cu pietre după noi, au scuipat după noi, nu le-a convenit. Păi și din ce cauză? Pentru că domnul Cotroțor n-a golit terenul de pietre, mai era pietre, de unde se le ia? Nu, de la teren, de la Dorobanți până la vestiare, e un drumuleț, nu e direct acolo. Te întrerup acum să știi că mi-e una dintre galeriile care mi-a plăcut totdeauna, acum pe timpuri, mai, acum vreo 5-6 ani, a fost cea de la Dorobanți, organizat frumos acolo. Bineînțeles, cu sticlele de bere pe care tot negociam să le duc afară, să nu bea, după aia de zi cu ele în teren, dar era ca și tipul galeriei lui Juventus, cu negru, cu alb, așa, când, era frumos. Când ori fost în Lega 4, da, dar când ori ajuns deja în Lega 6, nu știu, și spectatorii și restul care s-au ocupat cu echipa, ori fost deja, nu știu dacă am voie să zic așa, dar puțin nesimțiți. Și cu arbitrii și cu jucătorii și cu oamenii. Da, sunt foarte răi. Pe mine m-au speriat foarte tare atunci. Recunosc că am fost foarte speriată, deja îmi curgeau lacrimile. Ori venit peste noi în vestiare, ori spart ceva la ușă, un lacăt mic, ori spart ușa și ori intra peste noi. M-am speriat foarte tare. Da, credeți că mai mult pe voi, pe asistente, a fost sau pe arbitru? Mai mult pe arbitru, dar eu am considerat că și pe mine, că totuși suntem o echipă. Bun. Deci nu se face diferență. Nu, dar diferență. N-ai făcut o greșeală specială care să crezi că numai pe tine? Nu cred. Nu știu. Pe ce a zis domnul observator că ai făcut? Observatorul... Nu trebuie să spui cine a fost, nu-mi interesează. De observatorul, sincer, nu prea a spus nimica. Bine, nu te întrebam. Da. Adrian, ce pasiune aveți în afara terenului de joc? Ce studiați în prezent? Dar asta vom răspunde după ce dăm și al doilea, că te uite, mai avem 20 de minute. Dăm și al doilea premiu. Uite sticla aia de vin de acolo, una din sticle, cele trei sticle de vin de acolo de pe masă, atenție, premiu pentru sticla de vin, așa. Ce înseamnă UEFA? Cum se traduce, nu se traduce, cum se, ce înseamnă UEFA? Nu UTA, ce înseamnă UEFA? Ia să vedem răspunsurile. Până atunci vă gândiți la pasiuni, să-mi spuneți că jucați fotbal, că nu, asta nu e pasiune acum, asta e muncă. Da. Poți să începi tu. Eu? Da, Nicolet. Eu nu am o pasiune în afară de arbitraj, atât că îmi place să fac sport, să mă duc să alerg. Deci sportul face parte din viața mea, pot să spun. Și școala. Sunt pe economie. Îți place școala?
Da. Ai notă și mai mare de 7. Mai mare de 7, da. Nu sunt de 10, dar... Bine, asta e ceva frumos. Am note frumos. Bune, da. Să fie mândri părinții tăi. Păi, eu consider arbitrajul și fotbalul ca și o pasiune. Pentru că eu mă duc pentru că îmi place, nu că da. Mă duc... În afară de asta, trebuie să mai ai discoteca, ai nu neapărat, berea. Nu neapărat, chiar nu neapărat. Păi... Vânătoarea. Când am timp liber și nu am meci și nu am de învățat, atunci mă duc să alerg, mă duc să fac antrenament. Deci altceva, nu desenați, nu citiți. Altceva nu am fotbalul și arbitrajul, nu. Nu cântați la acordeon, nimic, nu... Muzica nu vă place? Nu sunteți da, pasionate? Da, de ascultat. De ascultat, da. Bun. Adrian, te rog să ne traduci, Adrian, ce ai scris. Nu așa, că așa nu știe toată lumea, nu toată lumea a făcut engleză. Uite, îți mai dau voie la un răspuns ca să ne traduci. Bun. El a scris în engleză. Dacă citesc eu în engleză, se sparge ecranul la laptop. Uite, o sticlă de vin pe care vă așteaptă să o dau. Nu? Parcă sticla a fost. Da, prima. Da, da. Te rog să lași telefonul pe masă. Am știut eu că dacă luați în mână, tot cu ochii sunteți acolo. Bun. La ce am zis să vă mai... Asta a fost întrebarea la care să vă mai gândiți. Da, da, pasiunile? Da, da, da. Bun. Unde studiați? Că v-a întrebat și asta. Dacă mai studiați sau lucrați? Sau... Mai studiem. Eu acum sunt clasa 12-a. Zi. Și unde? La Liceul Tehnologic Ion Creangă Curtici. Aha. Clasa 12-a, acum termin cu școala și mă așteaptă facultatea. Și acolo aveți un arbitru, nu? Andea, da, pe Andea, da. Alexandru, da. E și profesorul meu de sport. Adrian, nu știu dacă e bine... Dar nu știu cum se traduce din engleză. El spune Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal. Eu știam că este Uniunea Europeană de Fotbal Asociație. Acum îi dăm lui sticla de vin. Da, îi dăm. Dacă nu mai răspunde nimeni, o iei tu, Adrian. Mă iei cu englezuțile tale de acolo. Bine, hai, asta e. Este Uniunea Europeană de Fotbal Asociație. Poate că așa se traduce. The Union of European Football Association. Da, 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 da. Și în spaniol am zis, și în engleză și tot. Zi. Eu sunt la Chichi Gheargăi, în clasa 11-a. Și până la 11 unde ai fost? Tot aici. A, ești în clasa 11, am înțeles, da. Din clasa 11. Nu, tot aici am fost. Din clasa 1, tot aici azi. Și pe mine, după școală, mă așteaptă. Nu știu încă dacă facultatea... V-ați gândit ce să urmați? Da, da. Eu aș vrea să mă duc la Timișoara, la Universitatea de Vest. La Universitatea de Vest? Vest, dar la, da? Ce? La facultate? La kinetoterapie. Kinetoterapie, da. Eu m-am gândit la Academia de Poliție. Nu sunt încă sigură pe asta, că se mai întâmplă multe. Da, alergi așa mult, un timp. Asta mi-a deschis ochii mai mult. Asta... Mai trebuie să înveți și legislația, da, și da, să ai da. Că tot timpul se schimbă, da, da. Noi chestiile astea. Bun. Ei, acum, dacă voi aveți muncă de lămurire în colectivul vostru de prieteni, de fete și de băieți, mă, haideți, că uite, aveți posibilitatea, atâta timp cât sunteți elevi, să câștigați un ban, un barem. Cât de mic este, dar este un ban. Nu de țigări sau de ceva, dar aveți un ban. Vă ajută la sănătate, vă ajută să puțin să dați drumul la minte, să gândiți. Ați vorbit cu careva dintre colegi așa, să fiți psihologul lor? Eu am ieșit din acel grup. Eu am ieșit din acel grup de prieteni, că nu am considerat că e ok pentru mine. Au fost adolescenți de genul ăla care mai mult cu distracția, mai mult cu băuturi, cu fumatul, și am ieșit din acel cerc de prieteni. Și... Tu nu fumezi? Nu. Nici nu bei, adevărul. Nu. Și prietene am doar că sunt deja, au deja 20-21 de ani, lucrează deja, deci nu. Da.
Eu am o prietenă care mă înțeleg foarte bine, numai ea e plecată la Cluj, la facultate. Și ea e persoana aia care mă ajută cu totul, adică pot să vorbesc cu ea orice. Și legat de arbitraj, chiar dacă nu are niciun habar de fotbal și de arbitraj, dar mă ascultă și mă ajută cu tot. Ea e persoana aia cu care chiar pot să vorbesc despre orice și mă ajută, o ajut. Adelina, nu la asta m-am, Adel, da, nu Adel. La asta m-am referit. M-am referit că, domnule, merg într-o pauză la noi în clasă, mă urc pe catedră sau pe bancă și zic, băi, faceți înapoi. Nu, așa nu, gen... Nu? Nu. Sau în curtea școlii, la voi, este și teren de fotbal. Da. Mini teren. Da, da, da. Mergi acolo și întreb, mă, uite, să nu vă certați atât, de ce nu vă faceți unul dintre voi arbitri? Să vezi, să-i urmărești, să... Nu? Nu. Nu te... Nu, după aceea te dai mare bine aia și zic că te dai mare, așa? Nu neapărat, eu am colegi care joc fotbal la Curtici și unul chiar la Lega 3 la Cermei, cu el mă mai... Cu el și cu ei mai mult mă înțeleg foarte bine și vorbim cum a fost la meci. Ei mai zic ceva de arbitraj, cumva, ce brigadă am avut și tot, că nu știu ce. No, deci cu ei mai vorbesc, îi povestesc ce s-a întâmplat, ei îmi zic ce a fost la meci, ce faze au fost. Hai acum să vorbim despre cum vă pregătiți pentru un joc. Voi. Deja vă uitați acolo joia seara la delegări, poate aflați voi mai repede, nu știu, dar eu joia seara mă uit. Și îmi pun asta, nu știu ce fac, chestii din astea. Cartonar, nu-i cu cartonar, și la voi aveți cartonar și să vă notați înlocuirile, da. Și nu? Alci, cum vă pregătiți? Hai de Nicolet. Păi, eu îmi pun toate chestiile în geantă, trusa de arbitraj. Toate chestiile, spunem chestiile. Trusa de arbitraj în care pune ce conține trusa de fluier. Chiar dacă ești asistent, e obligat. Dacă am un meci la juniori de... Da. Nu, dar este obligatoriu, este bine să ai și dacă ești asistent, că poate domne frește reghite centralul sau îl pierde. Ceasul, cartonașele, pix sau creion și cam atât e în trusa aia. Am două fanioane, echipamentul, tricourile galben, câte? Albastru așa. Și negru, da. Aici ecusonul de arbitraj, ghetele. Monedă, nu? Păi tu n-ai monedă, numai arbitru de centru. Da, am și monede, dar nu. Da, am și monede, da. Cu roșu și negru. Fost, negru. Zorneau euro și dolarii la tine. Bun. Da, că regulamentul spune că poți să iei locul dacă se accidentează arbitrul central. Și eu tot așa, ca și colega, pentru că suntem asistent și cam avem același lucru. Și tu ai trei rânduri de echipament? Da, da, sigur. Să știi că mi s-a întâmplat la, ca observator, ca unul să n-aibă decât două. Și dar explicați telespectatorul de ce trebuie să ai trei rânduri de culori diferite. Să nu ne amestecăm cu jucătorii. Adică s-ar putea ca jucătorii o echipă să aibă albastru și o echipă negru sau galben și atunci voi luați invers. Ca să nu ne amestecăm, să nu fie coincideți probleme. Cu culorile lor. Au fost cazuri când nu prea s-au potrivit aceste sincronizări de echipamente cu echipele care a jucat? Nu. Eu am avut o problemă cu două echipe care aveau... Unul avea galben și celălalt avea verde deschis, așa mai... Și nu... Mai verzui. Da, mai verzui așa și cam deosebeam. Mai spuneți și acea acțiune de control a jucătorului înainte de a fluiera cu carnetele, cu cardurile, fiecare asistent are, nu? Spuneți? Da, verificăm vizaje. Deci fiecare asistent are un... are cardurile, pachetul cu cardurile în mână și raportul de joc. Și atunci cum se face? Explicațiile la telespectator. Păi, de exemplu, arbitru asistent 1, aia care are mai multe vechimi în arbitraj, ia gazdele și verifică gazdele, viza... Lângă și... ea cine stă? Lângă? Lângă ea, când verifică. Capitanul. Nu, afară, pe, eu păi vorbesc afară. Da, afară capitanul sau delegatul. De la oaspeți, dacă eu sunt la gazdă, da.
Și strigă. Cum strigă? Numărul. Da? Și jucătorul trebuie să spune cum îl cheamă. Și așa. Dacă e ok cu cardul. Bine, asta nu e treaba noastră, să uite jucătorul sau delegatul. Da. Dacă îi seamănă și tot e ok. El trebuie să spună ok. Nu? Deci strigă Hamza și îl spun da, prezent. Da, sau așa. Zici mai și dacă ăla se uite și nu chipul lui Hamza pe card, după aia trebuie contestații și altceva. Dacă... Bun, uite, Adrian ne spune, vă aștept joi la meciul de basket feminin, la polivalentă, iar duminică la matcha, la final four-ul de la handball feminin. Iar rămâi cu englezele. Bine, la matcha, la tot în sala de sport, la o sală frumoasă cei de la matcha. Haideți să dăm și premiul mare. Bun. Atenție, premiul mare este acel pachet pe care îl vedeți pe masă cu daruri din partea iepurașului catolic adus și întrebarea este următoarea. O echipă de fotbal are voie să locuiască în timpul meciului 5 jucători în 3 întrerupere ale meciului. Echipa gazdă face următoarele înlocuiri. Minutul 10, un jucător. Minutul 25, 2 jucători. Minutul 48, un jucător. La câte locuiri mai are dreptul acea echipă? Mare premiu. Trebuie să... Nu e grea întrebarea, dar trebuie rapid să vă umble cremuștii pe taste. Bun. Până atunci, dacă mai aveți ceva să transmiteți celor care se uite la noi... Leontin Buda e obișnuit cu dulciurile. Vedem? Acum a răspuns două răspunsuri corecte. Atât Adrian a scris niciuna, cât și Leontin Buda zero. Da, asta este pentru că s-au efectuat, sau au expirat cele trei întrerupere ale jocului și s-au făcut doar patru schimbări, chiar dacă mai este un jucător de rezervă, nu mai poate fi introdus. Acum, pe telefonul acesta pe care vi-l arat eu, că ăsta este arbitrul concursului, mă uit după emisiune, vă și trimit poza, dacă nu credeți, care a răspuns primul, acela va veni după, nu știu cum să-l duc acasă, că-s cu bicicleta. Am glumit. Deci dacă aveți ceva de transmis celor care se uită la noi, posibil arbitrii sau posibil spectatori sau posibil prieteni. Hai! Eu zic că cu multă încredere și cu multă putere orice e posibil și cam atât. Da, și să aveți foarte mare încredere în voi, mai ales începători care acum au terminat sau au chiar la început de carieră. Și să nu credeți că dacă sunteți fete, nu aveți treabă cu fotbalul. Chiar aveți. Ah, bun. Și observatorilor, ce le spuneți? Ce le transmiteți? Aici să vă văd dacă îi criticați sau nu criticați. Nu, că avem numai observatori foarte buni. Da. Deci nu avem ce să zicem aici. La toate meciurile e un observator bun? Da. Da. Da? Adică cu experiență, vreți? Da. Da? Și... Stai cu voi de vorbă înainte de meci? Da. Și, da. Și la final. Poate aveți și un, dacă aveți un noroc mai mare, aveți un arbitru central cu experiență și atunci cum mai mare. Cum am avut eu acum 2 săptămâni, domnul Ardelea Mircea. Zon? Am avut un meci cu el, Banatul cu Pereg. Și... Meci amical? Nu. Banatul Liga... din Sinecăl la da, din Sinecăl, da. Liga 5-a. Și am fost foarte fericită și bucuroasă când am văzut că am meci cu ai el. Ai avut emoții, nu ți-a trimis teacă. Nu, chiar așa nu. Bine, fetelor, vă mulțumesc foarte mult pentru... Mai era o întrebare de rezervă, hai să o punem și pe asta. Bine. Mai dau eu sticle de vin și pentru întrebarea asta. Fiți atenți aici. Întrebarea de rezervă, un pic așa, să o găsesc unde am pus-o, așa. Ce literă lipsește la prenumele celor două invitate pentru ca acest prenume să devină românesc? Ia să văd.
Timea Sandu zice, observatorii să le critique constructiv. Normal, constructiv, nu să dea în ele uma. Da, mami. Leo Buda zice, fiind de aproape, vin după premiu. Adrian, A, primul răspuns. A, Marius Cristian Sfârâilă, A, și Clovan Miranda. Dacă pe Adela o chema Adela și pe Nicolet, Nicoleta. Bun, mă, dar uite, spirit de observație la și Clovan Mira la fel. Bun, dar ele sunt mândre și cu prenumele pe care le au, este mai da, exact. Modern acum. Mă uit și la cei care au răspuns la ultima întrebare suplimentară și dacă, Leo, dacă ești tu câștigător la tort, chiar aș vrea să vii în jumătate de oră aici la studio sau Adrian, ca să mă scăpați pe mine, să nu-l duc și să nu stea aici să se topească coniacul sau ce acolo. Bine, vă mulțumesc foarte mult încă o dată, vă urez succes, să știți că e o plăcere și un pic face și pe observator să fie mai atenți la ceea ce vă expune decât dacă ar avea 3 băieți în grupul de arbitraj. Să aveți încredere în noi, că nu vă vrea nimeni rău, chiar avem instrucțiuni de la cei care se ocupă de arbitri de la AJF să fim pedagogi când vă prezentăm înainte de meci, când vă propunem acolo ce să faceți, să nu scriem rău, 5, 3, 4, 2, deci ați meritat poate câteodată, nu voi, alți. Bine, vă mulțumesc tare mult. Mulțumim și Leo Buda, te aștept aici, dar să văd dacă poate vii degeaba, să mă uit cu Adrian. Dacă Leo, deja e pregătit. Stimați telespectatori, vă mulțumesc, s-ar putea ca lunea viitoare să avem ca invitați o echipă de care apare mai rar în presa noastră arădeană, dar care are merite deosebite. Este vorba de echipa de volei a Vestarului, care are rezultate, a obținut acum în această perioadă rezultate bune. Voi vorbi cu cei care se ocupă de această echipă și în promo pe care îl veți vedea vineri sau sâmbătă, veți afla. Până atunci, vă doresc celor catolici o sărbătoare în continuare, sărbătoare fericite de Paști, iar celorlalți să ne întâlnim la meciul de joi de la Polivalentă. Un meci pe viață și pe moarte. La revedere! Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alege-ți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează.